cărțile când ai început? Când aveam eu 15 ani. Dacă te uitai la mine, ziceam, zice că sunt o săgeată. Dacă mă luai și dădeai cu mine în zid, mă figeam. Eram foarte slab. Am văzut și aveai și o mustăcioară, nu? Era mustăcioară, da. Da? Da. Așa era moda. Da. Să fiu sincer, da. Tatăl meu mă învăța așa. Băi, nu te uita după femei. Lasă femeile, că o să vină fetele după tine când nu te gândești tu. Tu pune mâna în față să ajungi cineva și până toate astea care tu alegi după ele, o să vină ele după tine. Mamă, tată, mă, când o să ajung eu, vreodată să umblă fetele astea după mine. Bă, tu fă ce spun eu. Îmi preștiam să iau fetele la vrăjeală, să fiu sincer. Nu? Acum, dacă nu ar fi... Nu pot să cred așa. Păi și cum? Hai să o luăm altfel. Hai să o luăm cu începutul. Când te-ai căsătorit? Cum ai cunoscut-o pe Carmen? Cum te-ai căsătorit? Și de ce ai ales-o pe ea? Cu ce te-a cucerit? Bine, până să o cunosc pe Carmen, am avut altă soție. Mioara o chemat, am un băiat cu ea, îl cheamă Florin. Eu aveam 18 ani, nu știam eu despre ce vă... Fost prima dragoste, da, așa? Da, adolescentină. Da, ea îmi spunea săraca, sunt însărcinat. A, ce însărcinat? Eu știam decât să cânt, să... Când s-a născut copilul, m-am mi-a spus, băi, mamă, e un Dumnezeu sus, du-te și recunoaște scopul. M-am dus la recunoscut și ziua de astăzi e bine, sănătos, mulțumim lui Dumnezeu. E la casa lui, i-am făcut cea mai frumoasă surpriză. Adică? I-am dat cadou o casă. Super. Da. Deci ai avut grijă de el. Și acum am grijă de el. I-am zis așa, la mine e o regulă. Cine nu muncește, nu primește. Te duci la muncă, faci ce spun eu, să înveți. Să ai o meserie, dar eu îți fac toate plăcerii. Și băiatul tău ce muncește? Băiatul meu acum muncește instalator. Și după aceea, când ai cunoscut-o pe Carmen, cu ce te-a cucerit? De ce ea și nu alta? Băi, eu sunt un om care spun așa. Ce ți-e scris să fie al tău, nu poate să ți-l ia nimeni. Am cunoscut-o. La început familia ei nu prea era de acord că a fost un surat. Dragostea dintre noi ne-a legat. Cine iubesc eu din tot sufletul meu? Pe tine viața mea și morte dragul tău. Mi-aduc aminte când ai făcut nuntă, da. Acolo un militar, că da. S-a strâns tot cartierul, deci da. A fost o nuntă... cum să spun, la vremea respectivă a fost o nuntă spectaculoasă. Nu se văzuse așa ceva în tot Bucureștiul. Da, s-a născut băiatul meu Nuțu și totodată soția mea a spus, bă, dacă tu s-a născut băiatul, o să facem și nunta și botezul. M-am dus la nașul meu la Nuțu, i-am spus, niciun fel de problem. Nașul, o celebritate, da, vorba aceea. Vreau să cum spun, au venit, ne eram prieteni, tot timpul mă chema să cânt, îi plăcea foarte mult cum cânt eu și ținea la mine. Băi, ăsta are ceva în el și vino mă lângă mine, stai aici lângă mine. Și chiar el a zis, băi, da, tu ai făcut nunta? Nu, eu te cunun. Eu vreau să fiu nașul. Deci vorbim despre celebrul Nuțu Cămătaru, da, ca să înțeleagă telespectatorii. Da. Cine este nașul Nuțu. Și e nașul colegi... meu și nașul la băiatul meu, lui Nuțu. Au venit toți colegii tăi de breaslă. Toți colegii, n-a lipsit nimeni. Ai strâns bani la nuntă? De la atâta lume? Da. Ai strâns, nu? Da, cred că... Nu mai știu, dar am strâns. O sumă frumoșică? Foarte frumos. Cred că ai făcut vreo 200.000 de dolari, nu? Păi n-am mai plătit și eu masa, n-am mai plătit păi și ara. Cred că am făcut în jur de 200 de... Cam 200 așa ceva, da. Și cu banii aia ce ai făcut? Păi cum banii am cumpărat și eu ce-mi trebuia, am mai pus deoparte, că știi că noi suntem cu strânsul cu astea. Da. Noi trebuie să investim tot timpul, să știi că e o vorbă, orice cal ajunge gulabă. Dacă nu investești și nu faci, nu-ți pregătești viitorul, e de rău. De 21 de ani cu soția ta, de căsătorie. Cu ce te-a cucerit? Deci ce are ea și n-au altele? În primul rând, am o soție bună. E înțelegătoare? E înțelegătoare, bine, până la un moment dat. Nu așa înțelegătoare. Vă, tu ce vrei, că ești tu...
Vale Vigelie. Nu, nu. Acasă ești Vale Vigelie? Nu, ascultă-mă. Eu sunt leu. Când am pășit în curte, din dita mai leu, că nu fac o pisică mică. Eu nu sunt vigilie pentru familia mea. Eu sunt, ei sunt puterea mea. De multe ori, cel mai bun critic e soția mea. Cred că nu a fost nici ei foarte ușor cu meseria ta, nu? Adică să știi că bărbatul tău pleacă după amiaza seara de acasă și nu știi când se mai întoarce a doua zi. Stai puțin. Când vin acasă, o fac cea mai fericită. Nu? Asta e meseria. Da, acum ea știe. S-a obișnuit? Păi s-a obișnuit. Are în copil. După atâta timp, ce vrei să spună? Da, unde? Într-adevăr, pleci la Timișoara, când te întorci? Pentru că eu de fiecare dată, mai ales vineri, sâmbătă, duminică, trebuie să fiu la cântare. Trebuie să am... Bine, le-am toate pregătite din timp. Dar poate știu eu, îți spun eu, vreau aia sau aia sau aia sau aia. Toate în permanență trebuie să fie pregătite, să pot să mă schimb, să fiu pregătit pentru toate evenimentele. Sau sună cineva în momentul ăla. Da, eu trebuie să știu, dar ea poate nu e acasă, e la serviciu, trebuie să știu. De aici am iau aia. Adică ea îți pregătește tot. Tot.